Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați și nu uitați să vă abonați dacă vă place conținutul acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări. Vlad Țepeș s-a născut în Transilvania Sighișoara în anul 1431, fiind mai târziu domnitor al Valahiei. Tatăl său, Vlad Dracul, a fost cavaler în Ordinul Dragonului, ordin cavaleresc din estul Europei, care avea ca scop oprirea extinderii Imperiului Otoman. Acesta a fost căsătorit de 3 ori, a avut 5 copii, 4 băieți și o fată, Radu și Vlad din prima căsătorie, Mihail și Mihnea cel rău din a doua căsătorie și Valesca din a treia căsătorie. Se pare că Radu, un descendent din Vlad Țepeș, s-a stabilit în Moldova și a pus bazele ramurii moldovenești a neamului drăculeștilor. Tatăl său, Vlad Dracul, fusese primit în Ordinul Dragonului, ordin care poate fi comparat cu cel al cavalerilor de Malta sau cu cel al cavalerilor teutoni. Era o societate militaro-religioasă ale cărei baze fusese răpuse în 1387 de Sigmund de Luxemburg, rege al Ungariei, mai târziu împărat al Sfântului Imperiu Roman și de cea de-a doua soție a sa. Simbolul ordinului era dragonul, iar scopul era apărarea creștinismului și cruciada contra turcilor otomani. Datorită apartenenței sale la Ordinul Dragonului, tatăl lui Vlad Țepeș era supranumit Dracul. La rândul său, Vlad va fi înnobilat în numărul membrilor Ordinului Dragonului în 1431 la Nürnberg de către Sigmund de Luxemburg. Blazonul Ordinului Dragonului reprezenta un dragon și o cruce, semn al creștinității, iar Vlad Dracul a purtat acest simbol peste tot pe steaguri, monede și sigiliu. Fiind un personaj nu numai istoric, ci și literar și folcloric, voievodul a fost ales de scriitorul Bram Stoker ca erou principal al romanului său apărut în anul 1897. De atunci, Dracula și Transilvania, tărâmul care adăpostește misteriosul castel plin cu fantome și vampiri, undeva în mijlocul pădurilor întunecoase, a devenit subiect a peste 750 de filme, documentare sau nuvele, inspirate fiind de romanul scriitorului irlandez. Există mai multe legende. Una dintre ele spune că transformarea lui Vlad Țepeș în contele Dracula, însetat de sânge, se datorează faptului că, potrivit obiceiului din acea vreme, învingătorul unei lupte își potolea setea, bând sângele celor învinși. Porecla Țepeș i-a fost atribuită de pe urma execuțiilor frecvente prin tragerea în țeapă pe care le ordona. Cunoscut pentru intoleranța și cruzimea sa, Vlad era în același timp respectat de supușii săi pentru campaniile de luptă împotriva turcilor. Era respectat atât ca luptător, cât și ca voievod ce nu tolera nedreptatea, în timpul domniei lui ridicând câteva mănăstiri. A fost un erou adulat, dar și temut de poporul său. Victor Hugo a redat felul în care Vlad Țepeș a întâmpinat armata sultanului Mohamed al II-lea venită să cucerească țara românească. Înaintând spre Târgoviște, oștenii armatei turcești au fost îngroziți de priveliștea oferită de Țepeș. Case arse, câmpii pârjolite și fântâni cu apă otrăvită. Totul a culminat însă cu imaginea de lângă zidurile cetății unde se adăpostește Vlad Țepeș, o imensă pădure de cadavre. Cuprinși de frică și îngroziți de mirosul celor 20.000 de cadavre ale prizonierilor turci înfipți în țepe, însuși Mohamed s-a retras recunoscând victoria voievodului. Pentru români, Vlad Țepeș a rămas voievodul în timpul căruia puteai să bei apă din fântâna cetății Târgoviștei cu un pocal din aur masiv fără ca cineva să-l fure. Surse istorice confirmă existența acestei cupe care a fost folosită până în ziua în care Vlad Țepeș a murit. În 1931-1932, arheologul Dinu Rosetti din Ordinul Academiei Române a cercetat mănăstirea Snagov pentru a descoperi trupul lui Vlad Țepeș, dar nu a descoperit decât morminte jefuite în interiorul mănăstirii. Legendele locale, spunând că trupul lui Vlad a fost înmormântat chiar la intrarea în mănăstire. Nedând crezare aceste legende, cercetătorul a săpat și a scos la iveală un mormânt aflat în fața altarului. Mormântul
Era însă gol. Continuând să sape, a găsit un altar păgân cu oase ale animalelor sacrificate. Dând o altă șansă legendei, a început să cerceteze locul de la intrarea în mănăstire unde a găsit un mormânt care nu fusese jefuit, aparținând, se pare, unui nobil. Hainele care învăluiau cadavrul arătau că aparțineau unui om înstărit. Mănăstirea Snagov are însă un grad ridicat de umiditate, ceea ce face ca majoritatea rămășițelor pământești ale celor înmormântați aici să se descompună foarte repede. Este deci foarte posibil ca și trupul lui Vlad să se fi descompus înainte să fi fost începute cercetările pentru descoperirea lui. Cu certitudine putem afirma că Dracula a existat. Că voievodul Vlad Țepeș ar fi același cu vampirul diabolic rămâne o provocare pentru fani. Cert este însă faptul că mitul vampirilor a câștigat teren, mai ales datorită mass mediei. Pe lângă nenumărate filme cu Dracula, care nu au avut decât vagi legături cu adevăratul Vlad Țepeș, două dintre ele încearcă să se apropie de realitate. În anul 1979, Doru Năstase a regizat filmul istoric despre viața domnitorului. O portretizare a copilăriei domnitorului încearcă Sergiu Nicolaescu în filmul său Mircea din 1989. Asta a fost tot, dragii mei. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine!